Primarul Comunei Jarmata, Claudiu Mihălceanu va candida din nou pentru funcția de primar al Comunei Jarmata, de această dată însă din partea Partidului Național Liberal. Astăzi, cu o profundă recunoștință și un sentiment de întoarcere acasă, vă anunț intenția mea de a candida din partea Partidului Național Liberal în alegerile următoare pentru funcția de primar al Comunei Jarmata. Această decizie vine în urma unei analize atente a parcursului meu politic. După cum mulți dintre voi știți, am fost membru al Partidului Democrat Liberal și am activat în cadrul acestei formațiuni politice cu pasiune și dedicare pentru mult timp, însă din motive legate de conjunctura locală în 2016 am decis să fac pasul către Partidul Mișcarea Populară, partid cu care am avut onoarea să câștig alegerile locale din 2020. Astăzi conducerea PMP a ales să se asocieze cu alte două partide, o direcție cu care nu mă simt confortabil. În acest context, consider că întoarcerea mea în rândurile Partidului Național Liberal este cea mai firească și logică decizie. PNL este locul de unde am plecat și unde m-am format ca politician, iar astăzi îmi reîntorc privirea și acțiunea către această familie politică. În timpul mandatului meu ca primar al Comunei Jarmata am avut privilegiul de a lucra într-o echipă extraordinară din care au făcut parte și colegii mei din PNL. Am colaborat eficient cu cei doi viceprimari din rândurile acestui partid, doi oameni de încredere pe care îi respect și pe care m-am bazat în implementarea proiectelor pentru comunitatea comunitatea noastră. Sunt ferm convins că electoratul PNL și PMP, oameni de dreapta care îmi împărtășesc valorile și viziunea, îmi vor oferi sprijinul lor în continuare. Împreună vom continua să construim și să dezvoltăm Comuna Jarmata în spiritul transparenței, responsabilității și al progresului durabil. Le mulțumesc cetățenilor din Jarmata și Cernăteaz pentru înțelegere și pentru susținerea acordată în acest demers. Rămân dedicat binelui comun și îi asigur că, indiferent de partid, voi rămâne același om și voi continua să muncesc pentru a servi interesele comunității noastre, transmite primarul comunei Jarmata, Claudiu Mihalceanu,